familie din Călăraș, puțin trecută de 50 de ani, a văzut moartea cu ochii. Bărbatul la propriu, femeia la figurat. Doi tineri minori au reușit doar în câteva minute să distrugă două vieți. Pe bărbat l-au omorât, iar pe femeie au mutilat-o pentru tot restul vieții, atât fizic cât și psihic. Reportajul pe care îl veți urmări aduce în atenție ce anume se poate întâmpla atunci când luăm persoane necunoscute în mașină. Alo, bună seara. O urgență, vă rog. Pe drumul spre Fetești, da, în dreptul satului Tudor Vladimirescu. Un accident de mașină, da. Un bărbat și o femeie. Bărbatul aproape că nu mai are puls. Un cetățean a sunat la 112 reclamând un accident de circulație pe drumul național 3A. Observând o persoană ce prezenta urme de sânge în fața unui autoturism staționat, în condiții de ceață, de ploaie. Suntem în lateralul drumului DN3A, drumul care face legătura între București și Constanța, linia veche, se mai spune, la câțiva kilometri de Drajna. Care a fost scena pe care ați găsit-o atunci când ați venit aici în seara aceea? Erau vorba de două victime. O victimă care prezenta o plagă tăiată la nivelul gâtului, bărbatul, da, și care îi se acorda primul ajutor de către lucrătorii de la Smurd. Iar femeia care se afla în salvare deja, la fel prezenta o plagă tăiată tot la nivelul gâtului, căreia de asemenea îi se acorda primul ajutor. Bărbatul era întins pe jos, pe pământ, și se zbătea. L-am văzut practic murind în fața mea. În câteva secunde. Câteva secunde, își pierde viața dintr-o lovitură. Practic avea o singură leziune la gât. Nu știu dacă a durat un minut, un minut și ceva, și cu toate eforturile lucrătorilor de la Smurd, n-a putut fi salvată. Femeia se afla într-o stare de șoc vădită, astfel și nu a spus decât că ne-au omorât. A reușit doar să ne spună că în urmă cu câteva minute luaseră la ocazie doi copii, cum s-a exprimat, și după câțiva kilometri aceștia îi atacaseră, fiind pe bancheta din spate, reușiseră să îl înțepe pe soț în zona gâtului și pe dânsa să o rănească puțin mai superficial. A venit în stare de șoc, destul de greu. I-a fost, acum vă dați seama. În cursul nostru i-a fost operată pentru că a avut două plăci junghiate. A trecut printr-o traumă majoră. Femeia nu a reușit să ne ofere prea multe date, deoarece se afla și în stare de șoc. Doar faptul că unul era mai robust și unul avea o constituție astenică, un pic mai slăbuț. A avut noroc că a reacționat pe moment și din instinct a îndepărtat mâna agresorului și asta el a scăpat cuțitul. Pe scaunul din dreapta față al autoturismului a fost găsit un cuțit tip fluture. De ulterior, Institutul Național de Criminalistică a întocmit o expertiză și a constatat că ADN-ul unuia dintre autori era pe acest cuțit.
nu își dădea seama prea bine ce s-a întâmplat, pentru că nu a fost nimic care să ducă la vreo concluzie că ar putea fi agresați. Pur și simplu, i-a văzut pe cei doi în intersecție, i-a spus soțului să ia la autostop pentru că era fric și că e milă de ei. Are și dânsa un băiat și exact așa a zis, că s-a gândit că poate și băiatul ei are nevoie să fie transportat undeva și e frig. Era foarte frig în seara aia. Ăștia au urcat în mașină, pe bancheta din spate, aveau un televizor, le-a spus să împingă televizorul ca să aibă loc. Iar până la Tudor Vladimirescu nu au discutat nimic, nu le-a cerut bani, nu i-a întrebat nimic. Au fost doi băieți oarecare că au vrut doar să le facă un bine. S-a gândit doar că acei doi copii, doi tineri, sunt ciobani, crescători de animale, care sunt angajații unui crescător de animale din zona Tudor Vladimirescu. V-a spus femeia în ce direcție au plecat cei doi? Ne-a spus că ambii s-au deplasat către localitatea Tudor Vladimirescu. Aici, în spatele nostru. Da, da. S-au efectuat investigații în împrejurimi și la stațiile CFR din zonă, precum și la localurile, barurile, cârciumile din localitățile învecinate, bănuind că acele două persoane pot fi ciobani de la stânele de animale, fiind cunoscut faptul că sunt foarte mulți crescători de animale. S-a solicitat brigada canină de la Poliția Capitalei, iar câinii de urmă, că au fost doi, ne-au condus către localitatea Tudor Vladimirescu, undeva pe câmp, în apropierea unor grajduri, unde au pierdut urma. Probabil și din cauza faptului că s-au pendat foarte multe animale prin acea zonă. Suntem la intersecția a două drumuri extrem de importante pentru zona aceasta a Bărăganului. Șoseaua care leagă Călărașul de Slobozia și Bucureștiul de Constanța, linia veche. Ce anume s-a întâmplat aici? În locul acesta, cei doi autori ai infracțiunii de omor au făcut autostopul, urmând a se deplasa cu un autoturism de ocazie către localitatea Tudor Vladimirescu, sau popular spus Ogoarele, un sat situat la aproximativ 10 km de acest punct. Locul de unde s-au urcat este un loc des folosit de autostopiști. Acolo se adună inclusiv muncitorii sezonieri sau cei zilieri din localitățile învecinate sau chiar și mai îndepărtate, care merg către județul Ialomița. Este vestita intersecție între drumul național 21 și drumul național 3A, cunoscut ca drumul vechi către mare, unde se întâmplă foarte multe accidente și care este foarte circulat. Existau camere de supraveghere situate la unul dintre restaurante, însă acele camere, cu ceva timp înainte de momentul când cei doi autorii au fost luați la ocazie, au intrat pe modul de noapte, imagine fiind foarte slabe. Practic se vedeau niște oameni fără caracteristici, mai mult siluete. Am realizat portrete robot cu unul dintre martori care se afla în apropiere. Indicau doi bărbați mult mai în vârstă. Și s-a dovedit că acei doi bărbați existau. Au existat la un moment dat, dar cu aproximativ un sfert de oră înainte să se comită infracțiunea. Și tot la autostop stăteau și până la urmă s-au îndreptat pe jos către un sat învecinat, în direcție opusă, în schimb. Particularitatea locului este că se află în apropierea unui centru de copii, copii în general cu probleme de disciplină, cu probleme de comportament. Motiv pentru care primele bănuieli au dus către unul dintre ocupanții centrului, având în vedere ce spusese victima supraviețuitoare, că cei doi autori sunt copii. În seara respectivă, absolut toți copiii se aflau în centru, lucru care a putut fi verificat.
Deci o altă, ipoteză închisă. Din anchetă ne-a reușit că oprirea nu a fost întâmplătoare, oprirea autoturismului. Unul dintre cei doi autori, cerându-i șoferului să oprească în această zonă, spunându-i că acolo e intrarea în Tudor Vladimirescu. Motiv pentru care s-a cercetat următoarea ipoteză, că ar fi vorba de doi tineri care mergeau mai departe de satul Tudor Vladimirescu, dar totuși care cunoșteau zona. Între cele două localități, Drajna Nouă și Tudor Vladimirescu, este o distanță de numai 10 km. Mulți dintre oamenii de aici nu au autoturism, așa încât apelează des la mașini de ocazie. Este un obicei foarte des întâlnit în acea zonă. Sunt sate cu comunități destul de bine închegate și oamenii, chiar dacă nu se cunosc, se ajută unul pe celălalt. Andrei locuia în satul Drajna Nouă și făcea liceul în Slobozia. Era obișnuit cu naveta. Mai avea doar puțin până să împlinească 18 ani și părinții promiseseră că îi vor cumpăra o mașină imediat după majorat. Până atunci, profita de orice ocazie pentru a se afla în spatele volanului, chiar și virtual. Mamă, ce mașină am furat! Ce mașină? Nu știu, că nu e firmă, dar e decapotabilă și e roșie. Roșie? Da. Dar ce misiune faci? Trebuie să omor o babă, să o calc în picioare, să iau banii. Împreună cu cel mai bun prieten al său, Ionuț, petreceau ore în șir online. Între ei era diferență de 2 ani, dar pasiunea pentru jocuri i-a apropiat și mai tare. Jocurile din mediul virtual vin să creeze experiențe de viață care lipsesc cumva și care ne arată modalități de rezolvare ale unor posibile fantasme. Și încet, încet, aceste elemente din jocul virtual se amestecă în fantasmă și găsesc o soluție de rezolvare a unor nevoi. Așa. Ei erau foarte buni prieteni și țineau un secret al lor. Aveau un plan pentru a lua o mașină și a se deplasa în Brașov, unde unul dintre ei avea o prietenă. Se îndrăgostise de o fată cu vreo 14 ani mai în vârstă, care plecase din localitate, undeva în zona montană, și unul dintre gândurile sale pe care le spunea familiei sau apropiaților la școală era că abia așteaptă să facă 18 ani și ca să-și ia permis să poată să meargă să o viziteze. Debutul sexual este semnificativ pentru fiecare persoană, cu atât mai mult cu cât există o diferență de vârstă în cazul lui, a avut un impact major, creându-i cumva o zonă de importanță. Și atractivitatea a unui posibil act sexual viitor îl face pe bărbat, de multe ori, să săvârșească niște lucruri care, în mod normal, nu le-ar fi făcut. Crima învăluită în mister în județul Călăraș, doi soți au fost înjunghiați de indivizi pe care îi luaseră în mașină pentru o bucată de drum. Doar femeia a supraviețuit. De mai bine de 24 de ore, poliția încearcă să dea de urma celor doi indivizi. Polițiștii au împânzit astăzi tot satul Tudor Vladimirescu pentru a-i prinde pe criminali. Ajuns la spitalul din Călăraș cu rând de cuțit, femeia este în stare de șoc. Viața nu este pusă în pericol, însă trauma prin care a trecut a lăsat urme adânci. I-a luat două persoane, doi băieți la ocazie și la Tudor Vladimirescu, când a oprit să coboare, i-a înjunghiat. Crima a speriat întreaga comunitate din Tudor Vladimirescu. Oamenii se tem pentru viețile lor. Suntem îngroziți, panicați de tot ce a fost. Astăzi nimic n-am făcut nimeni. Nimic nu mai așa. Stăm pe drum. Panicați. Da, că tot avem ceva. Au dat drumul la ăștia de la pușcărie acum, toți nenorociții, toți aia de drumul. Locuitorii din Drajna Nouă și Tudor Vladimirescu se gândeau acum de două ori, înainte de a se urca într-o mașină de ocazie. Părinții lui Ionuț și Andrei văzuseră și ei imaginile cutremurătoare cu bărbatul ucis și femeia înjunghiată și nu-i mai lăsau pe băieți să plece din localitate. Frământat de faptul că nu-și mai văzuse iubita de câteva săptămâni, Ionuț a decis să se ducă totuși să o viziteze fără știrea părinților.
Băi, băiatule, ți-am zis de 1000 de ori. Nu mă mai suna. Bă, dracu, mințile în cap și vezi de treabă. Ce e așa de greu? Laura, dar zi-mi și mie ce ți-am făcut. Nu mi-ai făcut, mă, nimica, dar ți-am zis, eu m-am mut la Brașov. A, nu mai avem cum să ne vedem. Ce dracu e așa de greu? O să-mi iau carnetul, fac rost de mașină și vin să te văd. Când îți iei tu, mă, carne, micuțule, a? În 2 ani? 2 ani jumate? Ia de colea niște bani. Plătești consumația. Dacă mă și enervezi. Și cu asta basta, ne-am înțeles, da? Nu mă mai suna. Că n-are rost. Te amăgești degeaba. Te rog frumos. Îți faci mai mult rău. Hai, pa. Hai, mă, Laura, nu pleca. Hai, pa. În acest timp, ancheta poliției avansa. Informațiile despre posibilii suspecți continuau să apară, dar cu toate acestea, pistele investigatorilor cădeau una după cealaltă. Am căutat doi tineri cu vârstele cuprinse între 15 și 20 de ani în satul Tudor Vladimirescu, cu semnalmentele asemănătoare a celor doi indivizi descriși de victimă. Descriși de către victimă și observați pe camerele, pe imagine de pe camerele de supraveghere de la Drajna. Au fost verificate aproximativ 500 de persoane și amprentate în jur de 100 de persoane. Timp de o săptămână s-au verificat toate aceste piste, s-au audiat peste 1000 de persoane, plus multe alte activități care au presupus un volum mare de muncă. De fapt, după ce am finalizat ancheta și am identificat autorii, am constatat că am cercetat 39 de piste false. La o săptămână, omorul întâmplându-se pe 24 noiembrie, în seara de 30 noiembrie, ne aflam exact în același moment ca la debut, fără a avea niciun fel de pistă. Exact în ajunul Zilei Naționale a României, am schimbat puțin modalitatea de abordare a problemei, pornind de la un lucru care ne-a dat de gândit de la început, dar pe care inițial nimeni nu l-a considerat foarte important, și anume că ambii autori aplicaseră victimelor lovituri după un anumit tipar, respectiv victima prinsă de păr din spate și înțepată în partea dreaptă a gâtului de 2 ori. Acest tipar l-am regăsit după aproape o noapte de căutat prin internet, prin zona veche a internetului. L-am regăsit la un joc video foarte cunoscut, lansat în anul 2012. You don't mind if I borrow this? Ce urmărea personajul? Scopul era sustragerea autoturismului. În joc? În joc. Iar victimele erau atacate și înjunghiate de 2 ori în gât. Ați avut convingerea că cei care au comis fapta s-au inspirat din acest joc? A fost o convingere pentru și totodată o chestiune de flair. Am hotărât să mergem pe această variantă de lucru și pe această versiune de anchetă. În momentul în care am studiat puțin jocul respectiv pe site-urile de profil, am constatat că publicul țintă au fost copiii 12-13 ani. Trecând aproximativ 5 ani de la data lansării, publicul țintă se transpunea în tineri de 16-17 ani. În sine, jocul respectiv are ca scop sustragerea cât mai multor autoturisme într-un oraș virtual. Este un joc care, la momentul respectiv, foarte repede a fost interzis din cauza scenelor de violență explicită. Profilul psihologic al tânărului căruia i s-a adresat jocul respectiv era cel al unui tânăr inteligent, cu o inteligență peste medie, totuși singuratic, fără prea mulți prieteni. Și care, mai mult decât atât, nu a creat niciun fel de probleme cu legea. Nu era predispus către săvârșirea de ilegalități. De aici a fost foarte simplu. În Ziua Națională a României, în 2017,
Am suprapus toate persoanele verificate peste acest profil psihologic. Studiind tinerii identificați care locuiau în zona faptei, s-a creat un nou cerc de suspecți, format din aproximativ 20 de persoane care îndeplineau aceste cerințe. Și norocul a făcut ca cei doi autori să fie primii care ne-au apărut în față. Ei erau cunoscuți ca niște copii buni, nu lipseau de la școală. Nici nouă nu ne-a venit să credem oarecum că ei ar putea fi autorii acestei crime. Față la perete, te rog frumos. Mâini la ceafă. Faci doi pași către mine. Ok. Ce ai în buzunar? Nimic. Prospera, prostești, uite că nu vor fi prinși. Nu au părut afectații de ceea ce au comis împreună. Au avut un comportament rece, însă au început să fie emoționați, afectați. În momentul în care și-au dat seama că vor fi duși la arest, atunci au conștientizat ceea ce au făcut. Să trăiți, o persoană pentru că nu sunt în arest. L-am abordat direct și după câteva minute de discuții ne-am dat seama că este unul dintre autori pentru că a manifestat o emoție ieșită din comun. În urmă cu 6 zile, unde v-a aflat domnul Tănăsie? Acasă, probabil. Iar ulterior, prin niște întrebări cheie, a recunoscut integral săvârșirea faptei. Vă rog să vă mai gândiți încă o dată și să-mi spuneți dacă în urmă cu o săptămână, în jurul orelor 17:30, vă aflați la domiciliu sau nu? Nu. O să vă arăt o imagine pe telefon și o să vă rog să-mi spuneți dacă această persoană sunteți dumneavoastră. Da, eu sunt. O să vă rog să-mi spuneți ce făceați în momentul când ați fost surprins de această cameră de supraveghere. Unde vă deplasați? Eram cu Simeon Andrei și făceam autostopul. Voiam să ajungem în Brașov la o fată de care îmi place. Haideți să vă mai arăt ceva. Cunoașteți asemenea obiect? Nu recunoașteți? Vă rog să mă uitați cu atenție la el. Ce este acesta? Un cuțit fluture. Vă aparține? Da, mi-a aparține. Cu cine vă aflați în momentul în care l-ați cumpărat? Eram cu Andrei Simion. Aceste cuțite sunt cuțite de luptă. Te rog să-mi spui cu ce scop ați cumpărat aceste două cuțite. Aveam de gând să le folosim. Ne-a spus și despre celălalt autor. Era, de fapt, singurului prieten. O relație foarte veche. Se vizitau, aveau relații inclusiv la nivelul familiei. Și ambii cunoscuți în comunitate ca fiind jucători pasionați de jocuri video. Cine a lovit primul? Andrei. Lucat! Poliția! Lucat! Lucat! Ce ai în buzunar? Telefonul. Ce ai în buzunar? Telefonul și... Doarce-te pe parte. Cu jos. Thank you.
deja. L-am adus. Mulțumesc. Ia loc, te rog. Nu știți de ce vă aflați aici? Nu știți de ce v-a chemat? Nu știu, eram pe stradă și m-a oprit un echipaj și m-a încătușat. Da. Celălalt autor, prima dată a încercat să evite, însă fiind pus în fața tuturor probelor adunate, a recunoscut săvârșirea faptei. Cine a lovit primul? Eu. Eu am lovit primul. Din păcate, meseria ne pune în situații în care nu putem să facem rabat de anumite aspecte. În aceeași seară, pentru a descoperi cealaltă armă a crimei, au fost efectuate inclusiv percheziții domiciliare. Și familiile au fost luate prin surprindere. Familiile celor doi sunt familii normale, destul de închegate, care au făcut eforturi pentru a le asigura toate cele necesare. Șocul a fost maxim, părinții, o parte din ei, aveau probleme de sănătate și nimeni, absolut nimeni, nu se aștepta. Am găsit și cel de-al doilea cuțit, asemănător, tot tip fluture, ascuns. Am examinat locul unde acesta dormea. Au fost descoperite mai multe bunuri, casete, jocuri video, printre care și un joc video care ne-a făcut nouă legătura cu modul lor de operare. De asemenea, la locuința unuia dintre ei s-au descoperit articole vestimentare pe care erau pete de sânge, care ulterior s-au dovedit a fi ale victimei. Părinții erau marcați, da. Au spus că erau doi copii cu minți, care își vedeau de treaba lor. Nu și-au explicat. Au fost marcați, au fost traumatizați. Îl cunosc pe Ionuț de circa 8 ani, dar de 4 ani suntem prieteni foarte buni. Facem multe activități împreună, împărtășim secrete. Știu că prietenul meu suferea din dragoste, pentru că avusese o prietenă în vârstă de 28 de ani, dar se despărțise de ea cu o săptămână în urmă. Era foarte supărat că s-au despărțit. Îmi spunea că vrea să ajungă la ea și, tot discutând noi, am luat hotărârea să facem rost, în vreun fel sau altul, de un autoturism. Andrei îmi spusese să fac eu cu mâna la autoturisme, ca să se poată urca el în spatele conducătorului auto și să acționeze singur, dacă nu mai este o altă persoană în autoturism. Aici intrăm într-o poveste care are unele accente de science fiction. Cel mic, abia împlinise 16 ani, îndrăgostit. Ți-am zis, s-a cărat la Brașov. Și a făcut un scop în viață ca să se deplaseze împreună cu prietenul său în zona montană pentru a-și vizita presupusa iubita. Dar știi ceva? Trebuie să ajung la Brașov. Și știi cum ajungem la Brașov? Furăm o mașină. Vorbim despre doi tineri cu preocupări aparent normale. Unul dintre ei a încolțit ideea de a săvârși o faptă de natură penală gravă, un omor. Nu mă bag men că te prinde. Primul, și atunci cum? Trebuie să scăpăm și de șofer. Așa n-are cine să te mai reclame și nu te mai prinde. Încet, încet a început să-l influențeze și pe tovarășul lui, care probabil îl privea admirativ la referitor la ideea de a săvârși împreună o faptă. Cum adică mă, să-l omorăm? M-ai înțeles? Bravo. Tu ești nebun, nu facem asta. Da, mă, sunt nebun. Zi, te baci, așa te las și cu la Laura, eu rămân cu mașina. Singura soluție pe care au găsit-o de comun acord era să suce la ocazie într-un autoturism, să-i ucidă pe ocupanți și apoi, folosind autoturismul respectiv, să se deplaseze unde aveau nevoie. Da, mă. Faci. De aici până la punem aplicare și a pune la punct un plan destul de minuțios a durat foarte puțin. Se pare că de aici și-au procurat cei doi cuțitele pe care își propuseseră să le folosească pentru a-și duce planul la îndeplinire. Sângele rece și nonșalanța de care au dat dovadă încă de la procurarea armelor ar fi îngrozit pe oricine.
Ca să fie sigur că acele cuțite nu le vor înșela așteptările, au plecat la o tocilărie din apropiere pentru a le ascuți. Oh, salut, salut! Hai, noroc! Ce faci? Uite, ce să fac? Mușchi, ce zici? Da. Hai, noroc! Noroc! Chiar ia, ce-mi faci? Direct de la Slobozia. Băi, ești nebun? În comportamentul fiecăruia dintre noi transpar diverse acte, fapte care ne arată că ceva nu este în regulă. Și părinții ar fi trebuit să vadă că au început să apară un cuțit, că acel cuțit a fost ascuțit, că există niște preocupări legate de folosirea unei arme albe. Nu merge, mă. Pentru că o armă de acest tip, aflată la îndemâna unui copil, într-o situație de criză, poate crea evenimente absolut tragice. Hai, mă, să ne jucăm! Stai mă acolo, gata! Nu au avut antecedente penale, nu au avut antecedente de violență în familie, nu erau cunoscuți ca persoane care recalcitrante. Nu, erau doi băieți normali. Iar cel mic era chiar, părea chiar cu minte, chiar tăcut. Avea un cuțit de butterfly în fiecare zi la el, se ducea cu el la școală și îl ținea în buzunar, în caz că urma să fie provocat de cineva să se poată apăra. Am constatat că la indivizii de genul ăsta, de foarte multe ori, viața lor este foarte ștearsă și atunci, pentru a ieși în evidență, ei simt nevoia să facă ceva extraordinar. Și acest eveniment extraordinar încep să-l planifice, astfel încât el devine o preocupare la nivel fantasmatic pentru ei. Și cum sunt doi, fantasma lor se îmbunătățește pe zi ce trece. Își cumpără cuțit, se pregătesc, spun cum să o facă, ascund cuțitele. Din momentul în care s-au hotărât, au avut încă 3 tentative de a săvârși astfel de fapt. Hai că terminăm repede, da? Ne ținem de plan, da? Da. Hai că terminăm repede și mergem. O vezi pe Laura, eu rămân cu mașina și gata. Fă cu mâna, da. Eu vorbesc. Bună ziua! Spun la Tudor Vladimirescu. Hai, uitați. Mulțumim. Au urcat la ocazie. Prima dată într-un autoturism care mergea în direcția Slobozia, din acea zonă, doar șoferul în autoturism. Stăteați mult și bine aici. Da, da. Așteptăm de ceva timp. Da, iubi. Alo, ce faci? Unde ești? Bine, uite pe drum. Am luat doi băieți acolo. După câteva zeci de secunde, norocul șoferului a fost că l-a sunat soția și i-a spus prin telefon și doi autori l-au auzit că am luat doi copii de la Drajna și îi las la cimitir. Motiv pentru care au renunțat la comiterea faptei, au coborât și s-au întors înapoi în localitatea de domiciliu. Aici e bine. Puteți să ne lăsați aici. Da? Da, da, da. Mulțumim frumos. Mulțumim. Luați voi pe jos de aici. Da, 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 că e aproape. Bine, bine. Mulțumim frumos. Toate cele bune. Sănătate acasă. Doamne știu. Precizez că noi convenisem ca în cazul în care în automobil se află o singură persoană să acționeze doar Andrei. Pentru că eu nu aveam curaj. Eu urma să acționez doar în cazul în care în automobil erau două persoane. Fii atent că ne-am. Odată am făcut autostopul și am plecat de la Drajna la Tudor Vladimirescu cu un autoturism condus de un bărbat de circa 28 de ani. Iar pe scaunul din dreapta, aflându-se o fată de maxim 20 de ani. Ce faci? Bună seara! Mergem și noi până la Tudor, că n-avem cu ce să mergem. Ia-i, urcați-ați! Mulțumim! Ne-am urcat pe bancheta din spate, cu hotărârea de a obține mașina respectivă, însă ne-am dat seama că nu vom avea curaj să-i ucidem pe cei doi. Care ce am fost impresionați de
tinerețea persoanelor care se aflau în mașină, nu am avut curaj să-i ucidem. Astfel că pe traseu am renunțat. Eu cu Ionuț ne-am făcut semn din priviri și am renunțat la acțiune. Gândindu-ne la aceste trei persoane, putem spune că celor trei le-a trecut glonțul pe la ureche? Concluzia noastră a echipei de anchetă a fost că mai mult decât atât s-au născut a doua oară. Intenția lor era ca după ce îi ucideau pe ocupanți să-i mute în părbagaj, iar după ce ajungeau la destinație își închipuiau că găsesc o cale să ascundă autoturismul cu totul. Încearcă o dată, de două, de trei ori și constată că nu au pregătirea psihologică necesară de a trece la act, dar în cele din urmă își fac curaj ca și cum ar fi sărit de pe o stângă într-o baltă cu apă. Bă, de data asta o facem, da? Da, frate, o facem. Bă, mă auzi, o facem? Da, frate, o facem. În ziua de 24 noiembrie, în jurul orelor 17, având în vedere că afară se întunecase, s-au hotărât să mai facă o încercare, însă au schimbat puțin planul, în sensul că n-au mai vrut să ia la autostop către Slobozia. Observaseră că era o seară foarte aglomerată și exista poliție în zonă pentru dirijarea traficului, astfel că au mers în locul special pentru ocazie, un loc foarte întunecat. Mâine trebuie să mergem la târg să luăm niște saci de porumb, niște pentru păsări, pentru animale. Ia uite, niște copii? Da, uite, fac autostopul. Îi luăm? Hai să-i luăm. Se întunecă și prinde pe aici noapte. Nu prea vreau să o opresc, dar... Hai, Ionica, te rog. Hai că oprim să-i luăm. Unde mergeți, băieți? La Tudor, aici. Hai, urcați. Vedeți că e un televizor, dați-l mai încolo să aveți loc. Da, da. Andrei s-a așezat pe mijlocul banchetei, iar eu în spatele femeii. Menționez că pe traseu, care a durat circa 10 minute, nu am discutat nimic cu cele două persoane. Discutau între ei prin intermediul mesajelor text, telefon, dar nu și le trimiteau, doar le arătau. Aveau o strategie foarte bine pusă la punct. Ei discutau între ei prin mesaje pe care nu le-au trimis. Eu am înțeles acest lucru că, de fapt, nu doreau să lase urme ale săvârșirii infracțiunii. Premeditarea a fost clară și... premeditarea a fost extraordinară. Cred cu tărie că inițial a existat fantasma de omor la ei. Apoi a existat nevoia de a pleca la Brașov. Și aceste două elemente s-au contopit în ideea de a face un omor pentru a obține o mașină și a satisface nevoia sexuală și a pleca la Brașov. Numai că fantasma lor reală era să săvârșească o infracțiune de omor. După 15 km, tradus în timp 5 minute, i-au solicitat șoferului să oprească în dreptul intrării la Tudor Vladimirescu. Aici e bine? Aici e bine, da. Au scos cuțitele din buzunar. Cel mare l-a apucat pe șofer de păr, a reușit să-i aplice două lovituri de cuțit în gât. Cel mic însă, probabil și din cauza vârstei și a caracterului, puțin mai sperios, nu a reușit să dea suficientă forță, astfel încât doamna a reușit să se ferească oarecum și doar să fie rănită. Femeia a reacționat instinctiv, i-a dat peste mână, a auzit un sunet de la ea și a scăpat cuțitul în mașină. Lui și povestește că nu știe ce a făcut cu cuțitul, nu știe cum a lovit femeia. Asta ne arată că, de fapt, emoția a fost extraordinar de mare și, practic, l-a blocat în a merge mai departe. Văzând atâta sânge, cei doi s-au speriat, au abandonat ideea și au fugit prin șanțul de pe marginea drumului, au fugit către locuință. Este posibil ca în momentul comiterii crimei să-și fi dat seama că ceea ce vedeau este sânge real și nu este sânge pe ecranul monitorului? Este posibil ca ei să nu mai fi făcut o diferențiere între proiecția fantasma lor, jocuri și ceea ce ei aveau în cap. Au transformat o fantasmă într-un act,
numai că actul când a fost realizat s-au trezit. Și și-au dat seama că nu mai sunt în fața unui calculator, că au făcut un lucru extrem de grav. Hai mai ușor! Ce-ai făcut cu cuțitul? Nu mai am. Nu te cred. N-am scăpat în mașină. Nu te cred. Hai să-l luăm. Nu să-l luăm. Nu-l luăm. Știi ce? Acolo poliție. Bine, hai, ce-o fi, o fi. Hai să mergem. Alo, bună seara. O urgență, vă rog. Pe drumul spre Fetești, da, în dreptul satului Tudor Vladimirescu, un accident de mașină, da. Un bărbat și o femeie. Bărbatul aproape că nu mai are puls. Femeia care a supraviețuit măcelului comis de cei doi criminali minori nu a putut să apară în fața camerei de luat vederi pentru a povesti ororile trăite. Ne-a spus că poate doar să plângă și să-și aducă aminte. Să-și aducă aminte, pe de o parte, clipele de groază trăite și să-și aducă aminte că și-a pierdut soțul. Nici în ziua de astăzi nu-și iartă omenia de care a dat dovadă atunci când l-a rugat pe soțul ei să oprească mașina, să ia la autostop pe cei doi copii. Copii, așa le-a spus, copii care i-au distrus viața definitiv. S-au dus acasă la unul dintre ei. Cel mai mare avea cuțitul asupra lui și s-a dus la ascuns undeva în curte, într-un solar. Nu au mai discutat nimic despre asta și au spus că n-au dormit în noaptea aceea, că le-a fost teamă. Bă, cred că am dat de dracu. Nu au dat de bănui nimănui, pentru că în aceea seară, după ce s-a întâmplat fapta, au depus, cum s-au exprimat, un jurământ ca să uite de tot ce s-a întâmplat, să se convingă singur că, de fapt, nu s-a întâmplat nimic. Promitem că uităm tot ce s-a întâmplat în seara asta și că nu mai vorbim niciodată despre asta. Promiți? Jur. Jur și eu. Cel mare a împlinit 18 ani la 3 zile după omor, iar părinții lui îi promiseseră drept cadou o mașină. Ținuse petrecere de majorat în locuință. Au invitat în jur de 15 colegi, totul s-a desfășurat normal. Tânărul a fost sufletul petrecerii și care a durat aproape de dimineața celei de-a doua zi. La mulți ani! O dedublare a personalității lui. El acolo, în interiorul lui, știa că săvârșise o faptă, dar încerca să se comporte normal. Dar ceea ce s-a întâmplat în momentul săvârșirii faptei și faptul că au abandonat ne arată că erau departe de a fi pregătiți să își îndeplinească rolurile așa cum le-au planificat. Timpul anchetei n-au manifestat niciun fel de urmă de părere de rău. Urma de regret, din punctul nostru de vedere, a venit numai după momentul în care au fost descoperiți. Deci nu le părea rău pentru ce au făcut, nu. Ci pentru ce urmează în ceea ce îi privește. Cu sânge rece amândoi, cum au pus la cale faptele, cum au încercat de încă 3-4 ori, luaseră hotărârea să
ucidă pe cineva, asta noi nu aveam de unde să știm decât din declarațiile lor. Regretul a apărut când au conștientizat ce se va întâmpla cu ei. Tot trăiți, o persoană pentru că nu sunt în arest. Ce pedepse au primit cei doi? Câte 15 ani de închisoare fiecare. Ei pur și simplu au luat hotărârea împreună, au avut, din punctul meu de vedere, un rol egal. Cei doi au beneficiat de prevederile codului penal referitoare la pedepsirea infractorului minor. Exact, pentru că la momentul în care s-a comis fapta, ambii aveau vârsta sub 18 ani, beneficiind de toate prevederile procesual penale în acest sens. Omul acela, care cu 3 zile înainte de a împlini 18 ani a comis o crimă, este pedepsit, sub incidența acestei legi, cu jumătate din pedeapsa prevăzută pentru infractorul major. El, după 3 zile, deja era răspunzător ca fiind major. Cred cu tărie că pedepsele ar trebui să fie stabilite în funcție de gradul de dezvoltare intelectuală al persoanei și nu neapărat de vârstă. Pentru că dacă el înțelege, premeditează și se comportă ca un infractor cu serioase veleități, cred că ar trebui să răspundă la fel. Gravitatea infracțiunilor a crescut, vârsta de comitere a infracțiunilor a coborât și pedepsele au rămas acolo, cantonate în zona celui de 18 ani. În iunie 2015, după această tragedie în care un bărbat și-a pierdut viața, iar soția lui a fost grav rănită doar pentru că au vrut să facă un bine, legislația privind transportul în regim de taxi a fost modificată. Aceasta prevede acum că este interzis transportul contra cost cu autoturismul personal fără a deține autorizație taxi. Chiar dacă prin această lege se îngreunează viața celor care nu au alte posibilități de a se deplasa la locul de muncă sau la școală, s-a avut în vedere în special salvarea unor vieți, ale unor oameni care se expun pericolelor. Nu veți ști niciodată ce este în mintea unui om pe care, cu bunăvoință, îl invitați să se așeze pe bancheta din spate a autoturismului dumneavoastră. Evident că fiecare persoană poate să facă ce dorește cu mașina, dar atunci când oprim la ocazie, ar fi bine să cunoaștem persoanele respective, pentru că persoane necunoscute rămân niște persoane necunoscute care pot avea asemenea comportamente. Și este bine să evităm să primim persoane necunoscute în mașină. Sfatul meu ar fi să nu mai ia la ocazie nicio persoană pe care nu o cunosc, pentru că uitați ce se poate întâmpla. De atunci sunt foarte multe persoane care îmi spun că nu mai iau la ocazie de când s-a întâmplat nenorocirea asta. Cei doi criminali își ispășesc pedepsele într-un penitenciar din România. Chiar dacă sunt după gratii, fapta lor are ecou și astăzi. Locuitorii din Călăraș se tem de ei. Mai bine spus, se tem de momentul în care vor fi puși în libertate.